Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul lunii decembrie va fi marcată de intrarea lui Venus în Zodia Scorpion, care va avea un efect benefic atât asupra scorpionilor, cât și asupra celorlalți reprezentanței elementului apă. Lei vor avea ocazia să strălucească în societate, schimbând percepția despre ei înșiși în rândul unor oameni apropiați vărsătorii se vor simți mult mai încrezători în domeniul iubirii și al relațiilor, iar racii și vor da seama în sfârșit că fericirea depinde în întregime de ei înșiși. Câtă despre scorpioni, intrarea lui Venus îi va ajuta să înțeleagă că există mult mai multe bucurii și momente plăcute în viață decât pare. Venus în zodia scorpionului, adică în casa lui Pluto, devine și mai geloasă, și mai sensibilă, așa că nu cădea în capcana unei femei fatale. Cu toate acestea, bărbații pot fi și ei fatali. În plus, Marte face o cuadratură lui Lilith, aceasta este agresiune, confruntare. Pe acest aspect se manifestă nebunia unor oameni, care au o capacitate ascunsă de a da drumul furii într-un moment de șoc emoțional, iar atunci nu pot fi evitate greșelile, pentru care va trebui să plătești toată viața. Prin urmare, fie extrem de relaxat, reținut și nu-ți pierde cumpătul. Și dacă vezi o persoană care se află într-o stare furioasă și iritată, retrage-te. Lilith este o stare alterată de conștiință, aceasta este alchimie, aceasta este o trăvire, adică poate că o persoană este sub influența unor substanțe, dar chiar dacă nu, atunci cuadratura lui Marte și Lilith sunt cele mai proaste manifestări de beligerație din fiecare dintre noi. Trigonul lui Venus și Saturn pe 5 decembrie va ajuta Capricornul, Vărsătorul și Taurul să și evalueze matur perspectivele de afaceri. Favorabile vor fi vizitele la autoritățile oficiale și rezolvarea problemelor financiare și sociale. Tranzitul nu este foarte favorabil sănătății deoarece provoacă răcel și crește simptomele bolilor tiroidiene cronice. Aceasta este o perioadă bună pentru a intra într-o căsătorie oficială, mai ales dacă partenerul este mai în vârstă, uniunea are toate șansele să devină fericită. Pești și balanța, apropo, vor putea să consolideze relațiile existente sau să intre în altele noi, dacă acest lucru este relevant pentru ei. Trigonului Mercur și Jupiter din a doua jumătate a săptămânii va marca începutul unei perioade de practice rezonabile și de reale. Se vor înregistra progrese clare în afaceri, comerț, tranzacții financiare și procese sociale, al căror impact pozitiv se va extinde și în domeniile legate de cele de mai sus, gemenii. Fecioara și săgetătorul vor rezolva cu succes toate problemele profesionale și vor putea realiza avansarea în carieră și creșterea veniturilor. Peștii vor îmbunătăți sfera romantică, vor aduce claritate relațiilor cu partenerii și vor înțelege perspectivele pentru interacțiuni ulterioare. Racii vor putea ajuta pe cineva din familie în situații dificile, pentru care vor primi nu numai recunoștință emoțională, ci și materială. Pentru a vă îmbunătăți sănătatea, este recomandat să petreceți cât mai multă timp în aer liber. Acest lucru este valabil mai ales pentru berbec, leu și balanță. Odată cu trecerea lui Neptun de la mers retrogradă la mișcare directă pe 6 decembrie, va începe o perioadă de scăpare de iluzii. Neptun retrograd formează întotdeauna credințe iraționale, distorsionează percepția realității, Provoacă situații neclare și sensibilitate crescută, ceea ce duce la pofte puternice de alcool și substanțe ilicite, în același timp, energia creativă pare să adoarmă. Totuși, începând cu 6 decembrie, situațiile vor începe să se schimbe, va exista mai multă certitudine, claritate, înțelegere și conștientizare în viață. Peștii și săgetătorii își vor schimba unele dintre obiectivele de viață în altele mai practice, racii și scorpionii vor scăpa de iluzii și tentații în sfera romantică, iar taurul și capricornii își vor putea demonstra pe deplin abilitățile creative. Compasiunea și mila vor intra în viața gemenilor și a care vor schimba multe dintre convingerile lor despre mediul lor. Ziua de 8 decembrie este o zi grozavă pentru noi. Deoarece Soarele face un trigon cu Chiron și Mercur face un trigon cu Jupiter, sunt favorabile achiziționarea de vehicule, orice autorizație pentru trecerea oricăror frontiere, pentru că Jupiter este administrația, aceasta este conducerea, acesta este serviciul la frontiera de stat, iar Mercur este responsabil de circulație, tranzacții comerciale, contracte și negocieri. Trigonul Soarelui și Chiron oferă oportunitatea de a ne arăta cât mai bine, de a lua punctul de vedere al altei persoane pentru a înțelege de ce are nevoie și de a ajunge la acorduri reciproc avantajoase. Aceasta este o căutare de tovarăș. Aceasta este o oportunitate de a ajunge la o înțelegere cu cei care nu vă sunt apropiați. Dacă vrei să vorbești în fața publicului pentru a arăta rezultatele creativității tale, să anunți un produs sau să te prezinți cuiva, atunci aceasta este ziua perfectă pentru tine. În ziua de 9 decembrie Mercur face un trigon cu Lilith. Acestea sunt glumerele, acestea sunt niște trucuri, conversații nereușite, adică nu este nimic tragic, dar nici bun. Aceasta este o poveste despre cum au încurcată din nou destinatarul, au trimis cuiva un mesaj greșit, au spus ceva fără a implica ceva rău dar a fost citit ca ambiguitate sau insultă, niște capricii minore și toate acestea sunt în principal în negocieri, Lilith ne încurajează să luăm decizii stupide și ridicole în achiziții și tranzacții comerciale, săptămâna se va încheia cu opoziția lui Venus și Jupiter, care recomandă să fiți atenți la cheltuieli și investiții, să reduceți cheltuielile și să vă petreceți timpul liber cu familia sau cu cei dragi. Orice activitate comercială și financiară de duminică este contraindicată, iar călătoriile ar trebui amânate până la vremuri mai favorabile. Mâncarea excesivă, abuzul de alcool și dulciurile vor fi cele mai dăunătoare pentru sănătate și bunăstare. Senzualitatea crescută poate provoca infidelitate sau conflicte în relațiile bazate pe gelozie. Taurul, balanța, pești și săgetătorul pot fi în pericol reprezentanții acestor constelații trebuie să dea dovadă de reținere specială, deoarece vor exista o mulțime de ispite și vicii, iar majoritatea dintre ele vor aduce ulterior necazuri și probleme. Balanța, Taurul, Scorpionul, Săgetătorul și Peștii vor acorda o atenție deosebită acestei opoziții. Este cineva care are efectă de pârghie și ne distruge toată distracția o ciocnire cu capul familiei sau cu cineva care conduce familia, o confruntare despre cine plătește chiria sau cine este șeful casei, șef care te cheamă la muncă în weekend, rude în vârstă care, din nou, pot controla situația pentru că sunt mai importanți sau se consideră mai importanți și înrăutățesc starea de spirit. Venus acum se simte mai desjignită și călcată mai mult pe bătături, iar Jupiter este desigur presiune, acesta este un atac, asta este grosolănie. Jupiter în opoziție cu Venus înseamnă că ești copleșit și apoi te simți rău, înseamnă creștere rapidă în greutate pentru că ți înrăutățește aspectul. Acestea sunt cheltuieli excesive și cheltuieli neprevăzute și este imposibil să faci ceea ce vrei. În general, nu planifica excursii de cumpărături duminică? ci mai degrabă odihnă. Cu cât te odihnești mai mult în astfel de zile, cu atât rezolvi mai ușor problema. Planifică-ți corectă timpul, banii, munca și divertismentul. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!